Salut, Sihidan, și bine v-am găsit la un nou comentariu. Astăzi vom vorbi despre cum să treci peste 1000 de abonați pe YouTube. Videoclipul ăsta s-ar putea să vă ajute și pe voi foarte, foarte mult și dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Acum haideți să începem. Deci, ca să treci de 1000 de abonați pe YouTube, mă rog, neapărat de 1000 de abonați, dar ca să crești, ca să-ți faci un început destul de bun pe YouTube, ai nevoie de câteva chestii. În primul și în primul rând, ai nevoie de o calitate video destul de ok. Orice îi face, trebuie să ai măcar 720p calitate video, nu se poate altcumva. Dacă faci vlog, dacă faci comentarii cum mai fac eu, dacă faci chestii gen PC Maker cum mai făceam eu înainte, foarte, foarte multe chestii, gaming în mod normal, trebuie să ai neapărat peste 720p, dacă faci gaming, de preferat să ai și 60 de frame-uri. Ok, cum faci asta, de exemplu, pe gaming? Sunt foarte multe programe. Eu vă recomand OBS, dar aveți nevoie și de un calculator cât de cât bun. De exemplu, e recomandată placă video Nvidia dacă vreți să faceți gaming, să înregistrați ceva gameplay de pe calculator. Pentru că plăcile video Nvidia au acel codec NVNC care vă ajută foarte mult și nu o să aveți foarte mult lag. Un alt lucru care vă ajută foarte mult în progresul vostru pe YouTube pentru început este să postați foarte mult. Să fiți consistent și să vedeți greșelile pe care le faceți și să le reparați în continuu. Deci trebuie să vă uitați la videoclipurile voastre și să vă dați seama cam la ce v-ați uitat voi, cam ce greșeli faceți și nu mai trebuie să faceți. Nu știu, dacă vorbiți plictisitor să vă schimbați puțin stilul de vorbit. Eu vă recomand cumva să păreți fericiți că faceți videoclipul. Chiar dacă ați avut o zi nașpa în ziua aia, nu contează. Trebuie să fiți, să păreți fericiți. Să vă placă ce spuneți sau cel puțin să asta să pară, pentru că asta ajută foarte mult în a menține audiența. Am observat și eu asta când peream așa mai: mamă, da, de-abia aștept videoclipul ăsta, jocul ăsta, locul 5, nu știu ce. Bă, nu știu, parcă aveam mult mai multe view-uri când eram ceva gen: pe locul 5 este jocul GTA 5, este un joc cu grafică excelentă. Mă, nu știu, cum eram pe la început. Bă, deci era super, super nașpa, nu se uita nimeni și când mă uitam părea cringe rău, nu știu, nu m-aș fi mai uitat la videoclipurile mele vechi. Deci trebuie să progresați și să păreți cât mai activ, cât mai fericiți când faceți videoclipul. La vlog, la fel, da, la vlog e și vorba de expresia feței. Și am un sfat să vă dau la vlog, chiar dacă nu fac eu vlog: să folosiți bine cut-urile și să nu faceți un overuse. Și acele cut-uri de le mai fac vloguri ca să nu se vadă greșelile sau când se încurcă. Trebuie să le folosiți destul de bine pentru că să pară, nu știu, să nu fie prea multe, că te enervează sunetul ăla de cut, se simte că e cut, se vede nașpa. Nu trebuie să fie foarte multe, dar trebuie să fie acolo ca să corecteze greșelile mari, dar să nu fie overuse, pentru că trebuie să pară vlogul ăla cât de cât natural. Un alt lucru care vă mai ajută e să spuneți ceva interesant, ceva la care v-ați uitat mai spus, dar ceva cât de cât original. Nu trebuie să fie primul videoclip de acel gen pe YouTube, nu. Dar trebuie să aveți un stil al vostru de postări, canalul vostru să fie pe ceva axat și să aveți o chestie care este cât de cât a voastră, ca lumea să vă recunoască pentru ceva. De exemplu, chiar dacă nu era cât de cât original nici Top 5, nici PC Maker, la un moment dat când aveam fan și eram consistent și postam des, și o să vă vorbesc despre asta și mai încolo, lumea mă știa: a, uite ăla de face PC-uri. Deci aveam o serie PC Maker care am oprit-o pentru că m-am plictisit foarte tare, dar o să mă reapuc când o să mai fie ceva schimbări, pentru că făceam de aceleași PC-uri mereu, dar nu contează asta. Când făceam PC Maker, era o serie în care eu făceam PC-urile care mi se spunea în comentarii. De exemplu, îmi spunea un YouTuber, îmi spunea cineva acolo în comentarii: eu vreau un PC de 3000 de lei pentru gaming. Dacă mi se părea ideea interesantă, eu făceam un PC de 3000 de lei pentru gaming și tot așa. Niște chestii pentru care să vă recunoască lumea. Top 5. Da, într-adevăr, nu e o idee foarte originală, multe canale fac asta, dar în România parcă nu erau așa de multe, mai ales că top 5-urile mele erau bazate pe gaming și nu erau extrem de multe canale care făceau lucrul ăsta. Deci trebuie să vă găsiți ceva cu care să fiți recunoscuți de lume. Dacă postați Minecraft Survival și atât, o să vă ia foarte, foarte mult timp. Într-adevăr, dacă aveți o calitate foarte, foarte bună și aveți un stil de vorbit în videoclipuri, o să aveți un succes dacă faceți Minecraft. Pentru că, da, trebuie să aveți succes dacă faceți Minecraft, dar o să vedeți că o să creșteți mai greu. Nu o să aveți un, așa, un boost de la, așa, de la 100 de abonați, să aveți 1000 de abonați, așa, nu. O să trească să postați foarte, foarte mult dacă faceți gaming. Uite că am ajuns într-un alt punct. Dacă faceți Minecraft sau un joc,
o să vă ia mult mai mult să strângeți abonați. Dar între timp, dacă postați de 3 ori pe zi sau de 2 ori pe zi, dacă aveți timp, sau măcar o dată pe zi, să postați în fiecare zi câte un episod din jocul ăla pe care îl jucați voi, inclusiv alte jocuri acolo, o să aveți succes pe, ca un canal de gaming. Pentru că o să uite, lumea vede că sunteți consistenți, vede că aveți calitate, v-am spus, pe 720p. Și încă un lucru, aveți nevoie și de ceva calitate audio. Nu puteți rezista pe YouTube cu microfon care bâzâie. Eu vă recomand să vă lăsiți programul Audacity, sunt foarte multe tutoriale pe net cum să folosiți Audacity pentru microfonul vostru. Până vă luați un microfon mai decent, folosiți Audacity. Este un program foarte bun, vă scoate bâzâitul. Puteți să scoateți bâzâitul și din Camtasia. Deci dacă înregistrați gaming și vreți să fie mai ușor, puteți să folosiți și Camtasia. Sunt câteva tutoriale. A făcut și prietenul meu, Chrome, de pe canal Shark Ninja. Sunt cu un tutorial acum multă vreme pentru Camtasia. Și vă spune și de acel noise removal, care vă scoate bâzâitul. O să aveți linkul în descriere, probabil. Nu știu ce sfat să vă mai dau ca să vă creșteți canalul de YouTube. Da, să avem și thumbnail-uri decente, adică să fie un thumbnail făcut în Photoshop sau ceva pentru videoclipul vostru, să arate cât de cât ok, nu trebuie să fie foarte complicat, să fie cât de cât simpluț, dar să fie thumbnail. Să aveți un banner cât de cât decent, adică să nu fie urât, dar să aveți un banner al vostru și să aveți și un avatar care... Nu trebuie să aveți cel mai... avatar de la cu 700.000 de chestii în el sau banner cu 700.000 de chestii în el. Dacă vă spune numele și arată așa simpluț, nu vă ia foarte mult să-l faceți. Puteți să luați și un template, sincer. Nu mă deranjez, adică pe mine nu m-ar deranja dacă ar fi un template, dar să arate cât de cât ok acolo, nu e cel mai șmecher lucru, într-adevăr. Să aveți canalul cât de cât, pagina de canal de YouTube cât de cât organizat acolo cu playlist-uri, să vă puneți mereu videoclipul, să aveți un outro mai încolo când vă dați seama cum merge treaba. Chestii originale, uite, tic-uri originale, nu știu, de exemplu eu la finalul videoclipurilor mereu spuneam chestia aia cu să aveți o zi sau o seară bună, sau dacă vă place să dați un like și dacă nu vă place să dați un dislike, mereu spun asta cu dislike-ul, poate unii mă reținești pentru asta. Să aveți acolo un intro pe care spuneți mereu numai pe ăla și la final spuneți cam aceeași chestie ca să vă recunoască lumea și pentru asta. Și nu știu dacă am mai spus, dar să postați destul de des. Am bine, am zis pentru gaming, dar și pentru vlog. Trebuie să postați destul de des, adică nu trebuie să fiți ca mine în ultima perioadă. Nu știu ce am des așa leneș, îmi pare rău, dar trebuie să postați mai des. Trebuie să postați des, trebuie să vă chinuiți, dacă chiar vreți să faceți YouTube, trebuie să aveți dedicația aia. Aveți nevoie de o dedicație și trebuie să vă găsiți acolo. Dacă nu aveți dedicația aia, nu aveți ce căuta pe YouTube. Eu chiar am avut dedicația aia într-o perioadă și nu știu ce am acum, trebuie să-mi găsesc forma, nu știu ce am. Dar sper să-mi găsesc cheful la nebun pe care îl mai aveam. Și la un moment dat am cheful la nebun. De exemplu acum, chiar am avut chef să vă spun cum să treceți de un număr de abonați. Am zis acolo 1000 de abonați. Nu e neapărat 1000 de abonați, sunt niște sfaturi pentru oricine. Cred că și cei mai mari ca mine unor au nevoie de sfaturile astea, pentru că sunt niște sfaturi cât de cât importante. Sunt niște chestii pe care le-am observat eu, chestii care vă ajută cu canalul vostru de YouTube. Sper că v-ați uitat pe la tot videoclipul. Dacă nu v-ați uitat, asta este. Eu sunt Hidden și dacă ți-a plăcut videoclipul ăsta, nu uita să apeși buton de like. Dacă ți-a plăcut, știi unde este buton de dislike, pentru că vreau să știu dacă ți-a plăcut. Și dacă vrei să-ți parte din armata ascunsă, nu uita să apeși butonul de subscribe. Eu sunt Hidden. Să-i rezi o zi sau o seară bună. Ciao.